Pe strada Alexei Belski din sectorul Râșcani al capitalei trăiește doar o singură familie. Aceștia nu au vecini, nu au nicio alimentară prin apropiere, iar când solicită ambulanța, ies să o întâmpine la drumul central. Și asta pentru că nici serviciile medicale și nici cele de taxi nu știu de existența lui Belski în sectorul Râșcani. Trebuie să recunoaștem că și noi, cei de la echipa TSN, am găsit-o cu greu, mai ales că mica stradă nu este înscrisă pe harta orașului. După ce ieri primarul Dorin Chirtoacă a anunțat oficial că strada Cuza Vodă din sectorul Botanica nu va trece în vechea denumire Alexei Belski, pentru că de fapt există deja o stradă cu acest nume în sectorul Râșcani al capitalei, echipa TSN și-a propus să o cunoască. Am luat un taxi și l-am rugat să ne ducă la destinație. Вот переулок Бельский, вот он, видите? Вот. Угу. Вот прямо написано переулок Бельский. Это Бельский. Да. Угу. Да. А Бельский? Нету такой улицы. Это бывшая Кузовода, да? Да, бывшая Кузовода, это улица Бельского. Сейчас Кузовода. Вот смотрите, чеканы. У меня даже последние улицы есть, так что вот, вот смотрите. Вот. Вот чеканы все, последние улицы, которые дома, которые построены буквально в этом и в прошлом году. Am mers fără să știm unde ajungem, iar într-un final l-am găsit pe Belski, o stradă micuță la marginea orașului, lângă pădure. După 2 ore de căutări, l-am găsit pe Alexei Belski în sectorul Râșcani al capitalei. Ceea ce ne-a mirat a fost că pe această stradă locuiește doar o singură familie. Vera Panfilov se poate mândri că împreună cu alți 3 membri ai familiei este singura locuitoare de pe strada Belski. Nu are vecini, iar ca să ajungă până la magazine sau la oficiul poștal face drum lung, iar toate casele care sunt pe această stradă abia dacă au temelie. În 2 luni în urmă am cerut reședința căsii mele și m-am dus și, într-adevăr, nici la minister nu era înregistrată nicăuri. În schimb, eu am umblat pe la începea primăriei Chișinău și mi-au dat certificatul, într-adevăr, că așa stradă există și am dus certificatul la... Adică datorită dumneavoastră? Da, da. Această stradă totuși a apărut. A apărut, da. Așa și mi-a spus atunci când am fost și am cerut viza de ședință, mi-a spus așa, că a spus că acum cartierul dumneavoastră îți mulțumească că ați umblat dumneavoastră și ați întărit această stradă. Deși e la curent că denumirea de Belski această stradă a primit-o încă de acum 6 ani, ea recunoaște că puțini oameni știu de existența ei. E ca tare denumită 2007, dar nu a fost înregistrată nicăuri. Vă spun, eu când am cerut acum reședință, atunci am sunat înapoi la viza de reședință unde mi-a întocmit-o și mi-a spus că mi-au anunțat că da, într-adevăr, această stradă este... M-au purtat pe drumuri că să mă duc să aduc certificatul, într-adevăr, că casa este, da, casa dată în exploatare și eu am nevoie de viza de reședință. Și mi-au cerut certificatul de la Primăria Municipală Chișinău că să aduc conform care regulamentul a fost este instalată această stradă. Deși spune că îi place să trăiască într-un cartier mai select, este supărată pe autorități pentru faptul că aceștia nu au evidențiat această stradă până acum. Cele mai mari probleme femeia le are cu facturile. Acestea sunt trimise lunar la Cuza Vodă 21, adică fosta stradă Belski 21. Noi știm cine a fost Belski, dar aș vrea spune, problema asta Belski nu numai probleme ne-a adus. Această Alexei Belski nu numai probleme ne-a adus. Și așa aceleași certificat ăsta, bonurile de plată, de lumină, de apă, de gaz, se duc la Botanica. Belski 21, la da, Botanica. Da, se duc la Botanica. Femeia spune că vina o poartă autoritățile pentru că de câți ani trăiește acolo niciodată. Strada nu a fost făcută publică până mai ieri când a început scandalul în primărie. Acum 2 zile, Consiliul Municipal s-a întrunit într-o ședință secretă cu ușile închise, la care au fost prezenți toți consilierii în afară de cei comuniști. Aceștia au votat în unanimitate că strada Cuza Vodă să-și restabilească vechea denumire de Alexei Belski. Ieri însă primarul capitalei a venit cu noi declarații unde a anunțat că strada Cuza Vodă nu va fi redenumită, pentru că există deja o stradă Belski în sectorul Râșcani. Deși nu există nicio lege care să spună că 2 sau mai multe străzi nu pot avea aceeași denumire. Într-un final, Chirtoacă a recunoscut că a recurs la soluții mai puțin ortodoxe pentru a-i duce în eroare pe consilierii socialiști. Este așa o vorbă, protiv loma net prioma, este net drugova loma. Ceea ce am făcut cu bună știință, în cunoștință de cauză și poate apelând la anumite modalități mai puțin ortodoxe, dar este dreptul nostru. Acum câteva săptămâni, la inițiativa câtorva sute de locatari de pe strada Cuza Vodă, dar și a unor organizații obștești, socialiști au venit în primărie cu un proiect de decizie prin care au cerut redenumirea străzii Cuza Vodă în cea de Alexei Belski.